până va veni Domnul, încă suntem aici, suntem în această atmosferă binecuvântată de Dumnezeu, suntem aici ca să-L înălțăm pe Dumnezeu și să ne pregătim să intrăm în noul an 2024. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să vă invit acum să ascultăm un cuvânt din Scriptură. Citesc din cartea Iov de la capitolul 1, începând cu versetul 6 și până la versetul 22 pagina 521 în Biblie. Iov, capitolul 1, începând cu versetul 6. Fiului lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Domnul a zis satanei, de unde vii? Și satana a răspuns Domnului, de la cutrierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turnele lui acopăr țara. Dar ia întindeți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis, satanei. Iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi pe când fi și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întâi născut, a venit de la Iov un sol care a zis, boi arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabiei asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis Niște haldeeni înșerați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut prin slujitorii, pe slujitorii tăi prin ascultișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru corțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tine și au murit. Și am scăpat numai eu, ca să-ți dau de știre. Atunci eu s-a sculat și a sfârșit mantaua și a un capul. Apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, eu n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Vă vi să ocupați locurile. Frați și surori, cred că ați observat, la fel ca și mine, că de regulă sfârșitul de an, creează în noi o anumită stare emoțională. Și mi-am pus întrebarea, oare de unde ni se trage lucrul acesta? Avem înăuntru nostru ceva special la sfârșit de an. Și m-am gândit că poate ni se trage de la faptul că la sfârșitul anului vedem mai bine ca altă dată cu câtă repeziciune trece timpul, trece vremea. Mai ieri eram copii. Asta a fost mai ieri. Și astăzi, dragii mei, poate ni se trage de la faptul că suntem mai predispuși la sfârșit de an să ne răscolim existența noastră, viața noastră. Cineva spunea că în momente ca și acestea încercăm să umblăm prin viața noastră și umblăm dintr-o cămară într-o altă cămară și încercăm să facem așa un fel de inventar, cam ce lipsește de aici cum ar trebui să, să reparăm crăpătura asta din viața noastră, care sunt lucrurile care sunt în și ar trebui să le dăm afară și poate niciodată nu suntem așa de serioși cu această analiză personală ca la sfârșit de an. Sau poate această stare emoțională ni se trage de la faptul că uitându-ne în urma noastră, vedem cum ne-a dus Dumnezeu pe drumul acesta al vieții de la 1 ianuarie și până la 31 decembrie ați reușit să vă uitați să vedeți mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu în anul acesta? Amin. Amin. Zicea Dumnezeu în Vechiul Testament către poporul care era în drum spre țara Cananului, aduceți-vă aminte de tot drumul pe care v-a dus Dumnezeu prin pustiu în cei 40 de ani de zile. Noi vorbim doar de un an de zile. Aduceți-vă aminte cum v-a dus Dumnezeu pe drumul acesta. Dar poate că starea aceasta pe care o trăim noi la sfârșit de an, ni se datorează și faptul, se datorează și faptului că stăm în fața unui necunoscut. Câteva ceasuri mai sunt până mâine, 1 ianuarie. Știți care va de aici ce va fi mâine? Poi mâine? Deci, mei, niciunul dintre noi nu știe viitorul. Chiar dacă noi suntem uh, oameni scoditori care încercăm să, să ne uităm la informații, să zicem va fi bine, alții vor zice nu va fi chiar foarte bine, dar nu știm viitorul. Nu știm prin ce experiențe de viață vom trece în anul 2024. Știe care va din locul acesta prin ce experiențe de viață va trece. Un slujitor creștin, uh, a scris într-o într -o carte experiența lui și zicea că. În, la sărbătoarea nașterii domnului din anul 1972, i-a cumpărat soției un ceas foarte valoros, foarte scump. Și a gravat pe spatele ceasului următoarele cuvinte. Numele soției, anul 1972, cu drag și an bun. Și a zis el. Nu știam că anul acesta va fi ultimul an bun din viața noastră pentru foarte multă vreme. Imediat după ce au trecut în anul 1973, băiatul lor de 15 ani a început să se poarte ciudat. Când sus, când jos. Trei ani de zile de chin și după trei ani de zile copilul acesta și-a pus capăt zilelor. A urmat o altă perioadă complicată în viața lor, o perioadă în care încercau să își facă reproșuri, n-am făcut tot ce puteam să facem pentru copilul nostru. O perioadă în care stăteau cu întrebări, Dumnezeule, de ce nouă? De ce în casa noastră? Sunt slujitorul tău, Dumnezeule, de ce asta să ni se întâmple nouă? Dar zicea el, n-am știut când am gravat pe spatele ceasului an bun, că nu va fi an bun. Știe care va dintre dumneavoastră cum va fi 2024? Prin ce experiențe va trece? Deci, mei, stă în fața noastră, în această seară, un om din scriptură despre care aproape toți de aici știți câte ceva. Omul acesta, în trecutul lui, a fost binecuvântat de Dumnezeu. Chiar Satan a recunoscut și am citit în Cuvânt și ați auzit, poate, lucrul acesta. L-ai ocrotit pe el casa lui și tot ce este a lui. Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui. Asta a fost trecutul lui Iov. S-ar putea să fiți în locul acesta oameni care să, cu care Dumnezeu să fi făcut ce a făcut cu Iov. V-a ocrotit pe dumneavoastră și casa dumneavoastră. Va a binecuvântat lucrul mâinilor dumneavoastră. Și la final de an 2023 puteți zice am avut realizări în anul acesta. Slavă Domnului pentru asta. Și sperați că așa va fi 2024. Dar sunteți siguri că va fi așa. Deci, mei, după ce trecutul lui a fost binecuvântat de Dumnezeu, a venit un alt, o altă etapă în viața lui când viitorul a devenit prezent. Și omul acesta care a primit, care a fost binecuvântat, care a fost păzit de Dumnezeu, omul acesta a început să aibă pierderi. Și-a pierdut bunuri, și-a pierdut sănătatea, și-a pierdut ființe apropiate, zece copii i-au murit într-o zi. E tragedie sau nu e tragedie? Și-a pierdut susținerea celei care era cea mai apropiată de el, soției lui. Soția trebuia să-l susțină. Și a venit soția și a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Termină cu viața asta. Și a pierdut înțelegerea prietenilor lui. Au venit niște prieteni, șapte zile au stat și s-au uitat la el cum se chinuiește, n-au scos o vorbă. Și după ce au început să vorbească, dragii mei, în loc să-l înțeleagă, l-au condamnat. Și a zis Iov, cel care, care trece prin suferință, are drept la mila prietenilor lui. Chiar dacă părăsește frica de cel prea înalt, are drept la milă. Dar pierdut și asta. Deci viitorul nu i-a adus lui Iov doar pierderi, i-a adus prin pierderile acestea o mare provocare. Că diavolul stătea foarte atent, se uita la el cum reacționează în, în, mijlocul acestor pierderi. Ce face Iov, Cum se comportă? Ce vorbe scoate? Ca să poată merge înaintea lui Dumnezeu să spună Dumnezeule, am avut dreptate. Iov te-a blestemat în față. Deci, mei, trecutul a fost așa. Viitorul a fost pierdere și provocare. Dar vreau să vă întreb, ce care a citit cartea aceasta lui Iov, Omul acesta Iov, omul acesta al suferințelor, omul acesta care a răbdat în suferință, omul acesta a știut să gestioneze perioada asta. A știut, sau nu a știut, frații mei? Da. Într-un final Dumnezeu a venit. După ce a trecut perioada asta complicată, a venit Dumnezeu să-i vorbească și a zis Dumnezeu către prietenii lui care nu l-au înțeles: "Niciunul n-ați vorbit așa drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov și la a binecuvântat mai mult decât înainte pentru că omul acesta a intrat în perioada aceasta pregătit și despre asta vreau să predic în continuare dragii mei și voi încerca să concentrez că se poate de bine despre pregătirea pentru un viitor necunoscut sperăm să fie bine ne rugăm lui Dumnezeu să fie bine și s-ar putea pentru unii să fie bine, s-ar putea pentru alții să vină tăvălugul ăsta al încercărilor. Credeți că trebuie să intrăm pregătiți în această perioadă, dragii mei, în viitorul acesta necunoscut? Pregătirea pentru un viitor necunoscut. Cum ar trebui să pornim pe drumul acesta spre un viitor necunoscut? Mai întâi de toate. Ar trebui să pornim, dragii mei, cunoscându-L pe Dumnezeu. Cunoscându-L bine pe Dumnezeu. Acum, sunt convins că dacă v-aș întreba așa la rând, fiecare a zice că știți ceva despre Dumnezeu. Ați citit prin Biblie, ați ascultat predici, ați ascultat cântări care vorbesc despre Dumnezeu, ați învățat pe la școala duminicală sau la religie la școală sau uh, într-o slujbă de biserică, ceva despre Dumnezeu. Dragii mei, nu vreau să vă întreb în seara aceasta dacă știți ceva despre Dumnezeu, ci vreau să vă întreb dacă Îl cunoașteți bine pe Dumnezeu. Și o să ziceți, bine, frate, dar de 40 de ani mergem la biserică. De 50, 80 de ani, poate alții. Cum să nu cunosc bine pe Dumnezeu? Frați și sorori, prieteni dragi, ascultați-mă, este secretul pe care trebuie, să-l cunoaștem pentru ca să fim pregătiți pentru un viitor pe care nu-l cunoaștem. Să-l cunoaștem bine pe Dumnezeu. Știți care e marea noastră problemă? În cunoașterea lui Dumnezeu, știți, noi îl evaluăm pe Dumnezeu în funcție de ce ni se întâmplă. Dacă ni se întâmplă ceva bine, ce zice despre Dumnezeu? Bun e Dumnezeu, nu? Dar când vi se întâmplă ceva rău, ce ziceți despre Dumnezeu? Mai aveți tăria, curajul, credința să ziceți că Dumnezeu este bun? Aveți curajul acesta. Nu e așa că noi reușim sau avem impresia că îl cunoaștem pe Dumnezeu din ceea ce ni se întâmplă? Cineva s-a dus la, într-o zi s-a dus la biserică, S-a așezat așa în bancă, așa cum v-ați așezat dumneavoastră și așteptat să înceapă slujba. Și în spatele lui, două surori vorbeau între ele. Vorbeau despre un accident care a avut loc în care erau implicați doi tineri, unul a murit și unul a fost rănit și a rămas în viață. Și cel care a fost rănit și a rămas în viață era fiul uneia dintre surorile care vorbea în spate. Și a zis cealaltă către mama celui care a rămas în viață, a zis, mă bucur că fiul tău trăiește. Și a zis mama băiatului, da, bun a fost Dumnezeu. Și acum, fratele, s-a zis așa. Stau și mă gândesc, dacă mama băiatului care a murit în accident ar putea zice la fel, bun este Dumnezeu. Sau, dacă băiatul acestei femei care a zis bun este Dumnezeu ar fi murit în accident. Femeia asta care stătea în spatele meu ar fi putut zice la fel, bun este Dumnezeu? Tu asta ce ziceți? Recunoașteți că imaginea noastră despre Dumnezeu este dată de ceea ce ni se întâmplă? Dar dacă asta este imaginea despre Dumnezeu, noi nu-l cunoaștem bine pe Dumnezeu. Noi trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu din descoperirea de sine. Cum se descoperă Dumnezeu? De felul în care Dumnezeu s-a descoperit în istorie și cartea aceasta, dragii mei, este descoperirea de sine a lui Dumnezeu. S-a descoperit în istorie. Știți că atunci când Iacov fugea de acasă, crescut în casa unui tată care se temea de Dumnezeu. Avea un, a avut un bunic care s-a temut de Dumnezeu. El a fost așa cum a fost Iacov în perioada aceea. Dar s-a dus departe să-și cape pielea, să-și cape viața. Și acolo un pustiu a avut visul acela cu Dumnezeul care stătea la capătul scării. Și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul tatălui tău, Isaac. Adică Dumnezeul acesta care s-a descoperit tatălui tău în istoria vieții lui, bunicului tău e Dumnezeu care stă acum deasupra și veghează peste tine. Cum s-a descoperit Dumnezeu tatălui tău? Cum s-a descoperit bunicului tău? Ați putea să-L să cunoașteți pe Dumnezeu din această descoperire din istorie? Sărcii și surori, sau prieteni dragi, ar trebui... Nu să tragem concluzii din ceea ce ni se întâmplă. Dumnezeu este bun dacă ni se întâmplă bine, e rău dacă nu se întâmplă, dacă ni se întâmplă ceva rău. Dumnezeu e Dumnezeul care s-a descoperit aici. Dumnezeul care din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Prin descoperirea pe care a făcut-o în istorie și prin descoperirea care ne o face fiecăruia dintre noi. Că dacă suntem sinceri, dragii mei, Oamenii care, care, suntem în locul acesta, l-am întâlnit pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit. Într-un moment sau altul, nu știu cum, ceva s-a întâmplat înăuntru nostru, în inima, în mintea noastră, Dumnezeu a lucrat și ni s-a descoperit. Și am reușit să-L cunoaștem, nu din auzite, ci în mod personal. Deci, mei, pornim pe drumul acesta spre un viitor necunoscut, cunoscându-L bine pe Dumnezeu. Și acum uitându-mă în Cartea Sfântă, în la ceea ce am citit aici din istoria lui Iov, deci mei, Iov l-a cunoscut sau putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul care știe. Cum noi suntem cu mința aici în bancă. Și mă la dumneavoastră, sunteți simpatici toți, poate că așteptați să te repede slujba, poate asta nu pătrund în minte, Dumnezeu o știe. Da? că spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu din cer zice despre om, este un om curat la suflet. Vreau să vă întreb, cine poate pătrunde curăția sufletului? Că noi suntem aici oameni de treabă, suntem sfinții lui Dumnezeu aici în biserică. Da curăția sufletului. Când a venit Natanael, mă rog, chemat de, de Filip să vină la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos când s-a uitat, le a zis, iată un Israelit în care nu este niciun vicleșuc, nici o viclenie. Ăsta e sincer. Cine poate pătrunde în inima unui om sinceritatea sau viclenia? Poate pătrunde careva, că suntem așa de... de, 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 de uh, Capabil să ne mascăm toate intențiile, gândurile noastre, suntem, suntem simpatici unii față ce, de ceilalți. Dumnezeu știe că suntem de sinceri. Dumnezeu este Dumnezeul care știe ce e înăuntru nostru și ce este în afara noastră. Zicea, el se abate de la rău. Faptele lui ocolesc ceea ce este rău. Vreau să vă întreb, e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu bine sau nu e important? Sigur că e important, dar poate, poate dacă v-aș întreba de ce e important, nu știu câte răspunsuri aș primi. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu bine, reușim, dragii mei, să ne ținem departe de decizii greșite. De ce credeți că Iov a fost atât de, de, de tare pe poziția lui, chiar dacă a, fost, a trecut prin situații complicate, și, dragii mei, a rămas tare pe poziția lui pentru că știa bine pe Dumnezeu? Deci Dumnezeul care știe, dar, dragii mei, e Dumnezeul care controlează controlează împrejurile vieții. Știu că e simplu să stăm aici în biserică și să ascultăm afirmația aceasta de la avon să spunem amin. Dar vreau să vă întreb, n-ați trecut prin situații în care au dat așa valurile peste dumneavoastră? Când au venit greutățile, încercările, pierderile, mei, ați avut tăria să spuneți în, în dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, cum ne se spunea mai înainte, să vă spuneți dumneavoastră înși vă că Dumnezeu controlează situația aceea. Ați avut tăria asta, dragii mei? M-am îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit nevasta, s-a îmbolnăvit copilul, am avut pierderile, am falimentat. Și să stau să zic Dumnezeule, tu și asta o controlezi. Ați avut tăria asta? dincolo de faptul că Dumnezeu controlează, controlează împrejur, Dumnezeu îl controlează pe diavolul. are libertatea să umble pe fața pământului și spune Sfânta Scriptură că atunci când Dumnezeu l-a întrebat de unde vine, de la plimbarea de pe pământ și îi cândici cât când, colo are libertatea asta dar Dumnezeu este cel care controlează acțiunile lui, ți-l dau pe mână pe Iov, dar nu te duci mai încolo de limita, a zis Dumnezeu te atingi de ce are Apoi Dumnezeu a mutat limita și a zis, te poți atinge de ființa lui, poți să-l lovești, dar nu te poți atinge de viața lui. Și oricât a vrut diavolul să meargă, n-a putut merge din gol de limită. Dumnezeu controlează. Dragii mei, mai mult decât atât, Dumnezeul acesta, care știe și care controlează, este Dumnezeul care are planuri. Pricepeți? E simplu, spun din nou, să zicem că Dumnezeu are planuri când totul ne merge bine. Când nu avem necazuri, când sănătatea e sănătate, când banii sunt bani, când confortul e confort, dragii mei. E simplu să spunem că Dumnezeu are planuri. Dar când trec eu printr-o situație complicată, mai pot zice Dumnezeu are un plan cu mine? Fără să știu ce plan. În, spre, spre partea finală a, a cărții lui Iov când Dumnezeu vine și vorbește din mijlocul furtunii Dumnezeu zice așa cine este cel ce mântunecă planurile prin cuvântări fără pricepere adică Iov tu ai trecut prin perioada asta ai pierdut asta, ai pierdut asta, ai pierdut asta, ai pierdut asta și ai fost provocat în toate felurile pentru că totul era parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Nu știa eu cum nu știm noi de foarte multe ori, s-ar putea să ne descopere Dumnezeu. Spune în Noul Testament Pavel despre sine, în a doua epistolă către Corinteni, că avea un țepuș în carne. Vreau să vă întreb, ce care a citit Biblia, nu știu în ce consta țepușul acesta, disconfortul acesta. Vreau să vă întreb, era plan de la Dumnezeu sau nu era plan de la Dumnezeu? Adică Dumnezeu l-a chemat pe omul ăsta, pe Saul din Tars, un prigonitor al bisericii, l-a făcut să fie un vas ales pe care Dumnezeu să-l folosească, să-l ducă dintr-un loc în altul să predice Evanghelia, să ajungă înaintea celor înălțați îndrecătorii cu mesajul lui Hristos și omul acesta are o suferință. E plan de la Dumnezeu? Și zice, Iovac, zice Pavel acolo, sigur, e plan de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus un sol al satanei să mă pălmuiască, să mă ferească, să mă îngânf. Adică să mă țină acolo unde trebuie să fiu, ca Dumnezeu să fie înălțat. Dumnezeu să fie glorificat. Că dacă, dragii mei, n-ar fi uh, trecut uh, Pavel, prin situația aceasta, din cauza descoperirii extraordinare pe care, pe care Pavel le-a avut, dragii mei, zice Scriptura că Pavel, Marele Pavel, ar fi fost în acest pericol să se mândrească. A fost plan de la Dumnezeu. Deci, dragii mei, când pornim pe drumul acesta spre un viitor necunoscut, trebuie să pornim cunoscându-L pe Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să pornim pe drumul acesta, dragii mei, analizându-ne serios Motivațiile. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, oameni buni, frați și surori, de ce îl slujiți pe Dumnezeu? V-ați pus întrebarea asta. Să, să vă întreb eu acum? De ce îl slujiți pe Dumnezeu? Știți că în natura noastră umană este preocuparea pentru câștig. Tot ce facem este să câștigăm ceva. Poate ați auzit întrebarea asta, ce mi iese de aici? Fac, dar ce mi iese de aici? Și știți care e mai la problemă? Preocuparea aceasta o transferăm în relația cu Dumnezeu. Ce mi iese de aici, Dumnezeule? Și diavolul știa foarte bine că asta este natura noastră să câștigăm. Și a zis Iov către Dumnezeu: "Oare degeaba slujește Iov pe Dumnezeu?" Oare degeaba slujește Iov pe Dumnezeu a zis diavolul către Dumnezeu? Adică, Iov slujește pentru care interese? Iov slujește pentru că vrea, vrea să câștige. Zicea Domnul Iisus Hristos către noradele acelea multe care mergeau după el, zicea către, către el la un moment dat, voi mă urmați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați câștigat ceva. Ați mâncat din pâinile acelea, v-ați săturat. Ați fost interesați să câștigați ceva. Transferăm această preocupare pentru câștig în relația cu Dumnezeu. Vrem să câștigăm ceva de la Dumnezeu. Spuneți că nu e așa, frate și surori. Ce ne dă Dumnezeu? Și dacă în relația asta cu Dumnezeu nu câștigăm nimic, la ce ne trebuie Dumnezeu? La ce ne trebuie Dumnezeu? Spune Sfânta Scriptură aici, în cartea lui Iov, mi se în capitolul 21, că cei răi zic așa, pleacă de la noi Dumnezeule. La ce ne folosește să înălțăm rugăciuni. Sunteți care va în locul acesta la care va a trecut vreodată prin cap. Asta zice Biblia, cei răi spun asta. La ce să înalți rugăciuni dacă nu câștig nimic de la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu-mi răspunde? Pentru că am transferat preocuparea asta pentru câștig în relația mea cu Dumnezeu. Dumnezeu este bun dacă câștig ceva. Dacă nu câștig, Elihu zicea către Eu la un moment dat în cuvântarea lui. Tu zici, la ce îmi folosește că nu păcătuiesc? Dacă sunt aici, dacă sunt în asta, dacă trec prin în încercarea asta, dacă mi se întâmplă ce mi se întâmplă, dacă îl caut pe Dumnezeu, năuc în vremea asta, să-i pun întrebări, să-mi răspundă și dacă nu-i, la ce îmi folosește să nu păcătuiesc? Pentru că Dumnezeu e bun dacă câștig ceva. În cartea Maleahi spune Sfânta Scriptură că oamenii de atunci ziceau așa. La ce ne folosește să slujim lui Dumnezeu? La ce ne folosește să slujim lui Dumnezeu? Să împlinim poruncile lui dacă nu câștigăm nimic. Dragii mei, diavolul a, a lovit exact în situația aceasta motivația cu care Iov slujește lui Dumnezeu. E câștigul sau e o altă motivație? Și vreau să vă spun că cei mai mulți dintre noi creștini, dragii mei, îl slujim pe Dumnezeu cu această motivație greșită să câștigăm ceva de la el, să o ducem bine. Și dacă asta este motivația, ce veți face sau ce vom face când o să o ducem bine? Ce vom face? Ei, dragii mei, două motivații vreau să spun care ar trebui să, să ne ajute să-L slujim pe Dumnezeu. Una dintre ele este aici în textul acesta. Știți cum îl caracterizează autorul acestei cărți și cum îl caracterizează Dumnezeu pe Iov? Omul acesta se temea de Dumnezeu. Motivația serioasă care l-a ajutat pe Iov să rămână în starea aceasta de neclintit, în încercarea fost că se temea de Dumnezeu. Știți în ce sens frică de Dumnezeu? Acea, acel sentiment profund de reverență care îl determină pe om să caute să fie plăcut lui Dumnezeu indiferent de cost. Vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu indiferent cât mă costă. Asta e frică de Dumnezeu. Și, dragii mei, această frică de Dumnezeu, această reverență față de Dumnezeu, care mă, mă determină să caut să fiu plăcut lui Dumnezeu, indiferent de cost, se arată prin felul în care mă raportez la cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, Asta e vorbirea lui Dumnezeu. ia pe Isaac, singurul tău fiu, pe care îl iubești. Și a dus jertfă pe un munte pe care ți-l arăt. Acum, dragii mei, l-a luat Avram pe Isaac și când să îl aducă jertfă, îngerul a strigat din cer și a zis ce? Ce a zis? Văd acum că te temi de Dumnezeu. Din ce s-a arătat, din ce s-a văzut că omul ăsta, Avram, se teme de Dumnezeu? Frații și din ce? Că noi putem să spunem ca o poezie în fiecare zi, noi ne temem de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, această atitudine de reverență, dragii mei, se vede în felul în care ne raportăm la ce zice Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și o altă motivație, dragii mei, care ar trebui să ne... Să ne ajute în trăirea noastră, slujirea lui Dumnezeu, ca să rămânem tare în orice situație, este iubirea față de Dumnezeu. Dacă v-aș întreba în seara aceasta dacă nu să iubiți pe Dumnezeu, toți mi-a spune că îl iubiți pe Dumnezeu. Dar aș vrea să vă întorc, să vă pun o altă întrebare. Dacă îl iubiți pe Dumnezeu, când v-ați îndrăgostit de Dumnezeu? Când? Aveți un răspuns la întrebarea asta că iubești pe cineva pentru că te-ai îndrăgostit de acel cineva. Dacă îl iubiți pe Dumnezeu, când v-ați îndrăgostit de Dumnezeu? Vreți să vă răspund eu? Atunci când am văzut cât de îndrăgostit este Dumnezeu de mine. Ați văzut asta? Ați văzut că Dumnezeu este îndrăgostit de dumneavoastră? Ați văzut, frații mei? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe mine parte din lumea asta, încât a dat pe singurul lui Fiu să moară. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de îndrăgostit a fost Dumnezeu de noi. Și când am văzut cât de îndrăgostit este El de mine, m-am îndrăgostit și eu de Dumnezeu. Și nu contează prin ce situații trec în viață, motivația asta mă ajută să rămân tare, pentru că îndrăgostirea lui de mine, dragii mei, l-a costat viața lui. El n-a venit în această lume să îi se slujească, să câștige ceva de la noi, că avea nevoie de ceva de la noi. Era îndrăgostit de noi și a venit să ne salveze, chiar dacă asta l-a costat viața. Ei, motivația asta, frică de Domnul și iubire față de Domnul, Mă ajută să rămân în picioare atunci când s-ar putea să vină pierdere într-un viitor pe care nu o știu. Vreau să mai spun un singur lucru, dar gms și apoi închei. În al rând, pornim pe drumul acesta spre un viitor necunoscut. Trăind o viață cu atenție sporită. Cu atenție sporită. Noi suntem în anumite limite, suntem foarte atenți în viață pentru că nu vrem să ne accidentăm, nu vrem să avem pierderi, nu vrem să ne îmbolnăvim și dacă se schimbă cumva vremea afară, știm să ne îmbrăcăm sau, mă rog, să nu ieșim nepotriviți afară ca să luăm ceva virus. înțelegeți? Da, din punct de vedere spiritual. Ar trebui să fim atenți. Când pornești pe drumul ăsta spre un viitor necunoscut, ar trebui, dragii mei, să trăim o viață cu atenție sporită. Și poate mă întrebați, bine frate, atenți la ce? Atenți la provocările vieții. Credeți că viața asta de mâine, de poi mâine, din luna ianuarie, din luna februarie, o să pună provocări în fața noastră? Credeți asta? Sunt situații în care noi ne așteptăm să fim provocați. Acum, în slujirea mea destul de delugată, uh, am mulți de slujire uh, și pe unde am slujit, cum am slujit, dragii mei, am avut situații în care am avut de analizat situații foarte complicate și cu oameni complicați. Și întotdeauna când stăteam în fața unei situații complicate și în fața oamenilor complicați, îmi luam această, aceast, această măsură de prevedere, dacă vreți, să nu mă las provocat. Știam că oamenii sunt complicați, sunt dificili. Să nu mă las provocat. Și aveam cu o zi, cu două înainte de întâlnire asta, această preocupare. Să nu mă las provocat. Numai că, de foarte multe ori, provocările vin de unde nu te aștepți. Ascultați-mă. Provocările vin de unde nu te aștepți. Când vin de unde te aștepți, s-ar putea să iei măsuri de protecție. Dar când vin de unde nu te aștepți? Ascultați, uite, provocarea pentru eu a venit de la nevastă lui. Te aștepți să-ți vină provocări de la nevastă? Sau de la bărbat? Sau de la copii? Te aștepți? Și, dragii mei, când vin provocări de unde nu te aștepți, s-ar putea să fii vulnerabil de aceea trebuie să trăiești viața cu o atenție sporită vin provocări de unde nu te aștepți Domnul Iisus avea lângă el 12 12 ucenici și unul dintre ei s-a apropiat într-o zi și a zis să te ferească Dumnezeu Doamne să ți se întâmple una de asta adică să mergi la Ierusalim să fii uh, prins, să fii uh, condamnat, să fii omorât. și a zis Domnul către către Petru înapoi a i Adică provocarea vine de la cel de lângă tine. De aceea trebuie atenție sporită. Atenți la provocări. Atenți la reacțiile noastre în fața provocărilor. Dragii mei, de foarte multe ori avem impresia că reacțiile noastre uh, sunt fără importanță. Un cuvânt. Dragii mei, știți că un cuvânt ca reacție nepotrivită poate aduce distrugeri foarte mari. Știți asta? Spune Sfânta Scriptură că Iov a fost atent în toate acestea. Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui, cu vorba lui. N-a spus nimic necuvincios la adresa lui Dumnezeu. Pentru că omul ăsta a învățat să trăiască o viață cu atenție sporită. Omul acesta a învățat să trăiască atenția sporită în relație cu păcatul atent la păcat. Să nu păcătuiască. Sau dacă s-a întâmplat cumva, să știe să rezolve repede păcatul. Știți că atunci când copiii lui aveau câte un ospăț, se întâlneau pe rând așa la, la unul dintre ei, aveau câte un ospăț, eu zicea așa, poate că fiii mei au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, înăuntru lor și aducea pentru fiecare câte o jertfă. Adică nu, nu, se cade, nu se poate în casa mea să rămână păcat nerezolvat. Și aducea, îi chema, dis de dimineață îi chema, aducea câte o jertfă pentru ei, că dacă cumva au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, nu era sigur că au păcătuit, dar se putea să păcătuiască. O spățul predispune la păcat. Dar atunci când în fața lui Dumnezeu, omul acesta și-a dat seama că n-a vorbit cum trebuie, a zis așa, am vorbit fără să, să știu de lucruri care au mai presus de puterea mea de înțelegere. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Pentru că omul acesta trăia o viață atentă la păcat, dragii mei, cum ar trebui să trăim fiecare dintre noi. Când trăiesc așa atent, dragii mei, în momentele noastre de, de încercare, de provocare, știu că l-am pe Dumnezeu care veghează asupra mea, chiar dacă nu-l simt, chiar dacă nu-mi dă niciun semnal, că la Iov nu i-a dat niciun semnal în perioada asta. Dar știu că Dumnezeu este Cel care mă supraveghează. Și știu că Dumnezeu va aduce un final a acestei perioade de încercare și de provocare. Deci, mei, noi pornim spre un viitor necunoscut. Poate pierderi, provocări cu siguranță și pe drumul acesta spre un viitor necunoscut trebuie să pornesc cunoscându-l bine pe Dumnezeu. Nu din ce mi se întâmplă în viață, din cum ni se descoperă Dumnezeu. Trebuie să ne analizăm serios în fiecare zi motivațiile. Dacă sunt într-o biserică, dacă mă numesc creștin, dacă zic că îl slujesc pe Dumnezeu, deci, o deci fac. Care e motivația mea? să câștig ceva de la Dumnezeu, că dacă asta e motivația, mâine zic, n-am nevoie de Dumnezeu, îmi iau alt Dumnezeu. Și trăiesc o viață de atenție sau cu atenție sporită. De unde vin provocările, cum le răspund și cum gestionez păcatul care e peste tot în această lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Și când suntem gata să punem pe drumul ăsta spre necunoscut, să zicem ce am cântat în această cântare, vino cu noi. Nu vrem să pornim singuri. Pe drumul acesta vino cu noi și ajută-ne, Doamne, să te cunoaște mai bine. Descoperă-te fiecăruia dintre noi, Dumnezeule, să pornim în anul 2024, nu ca niște oameni care te-am cunoscut așa cum am crezut noi că ești din experiența vieții, ci așa cum ni te descoperi tu, Dumnezeule, să te cunoaștem ca Dumnezeul care știe toate lucrurile, care are planuri și în planurile acestea Dumnezeule ne-ai prins și pe noi, chiar dacă nu le pricepem întotdeauna. Haideți să stăm ridicați în picioare și ne rugăm lui Dumnezeu și mulțumim Domnului și pentru timpul ce l-am petrecut în această seară, Ultima întâlnire în această biserică în anul 2023. Ne rugăm împreună, Domnului!